În urmă cu câțiva ani, tocmai în timpul liturgiei, am primit vestea cea bună că Teodora, copiii la foarte bolnava părinților Ștefan și Bogdana din Copenhaga, a fost tămăduită în chip minunat. Și eram chiar aici, la Dumnezească liturgie, cisnindul pe sfântul Mare Muciniș, Măduitor pantelimon, înaintea icoanei făcătoare de bine Maicii Domnului, mânghietoarea celor întristați. Și tocmai în timpul liturgiei am primit vestea că Teodora, copilița bolnavă, a fost destubată și a început să respire singură. Și am dat slava tot milostivului Dumnezeu că a fost tămăduită de marele doctor, de Mântuitorul Iisus Hristos, într-o mijlocirea Sfântului Mare Muciniște Mântuitor Limon. Însă acum vreau să vă dau o altă veste bună. Ne-am rugat neîncetat pentru o altă fetiță de câțiva anișori, Eva, care a fost transportată cu elicopterul în primești de moarte din peninsula Iutlanda la Spitalul Pediatric din Copenhaga. Vă aduceți aminte, fetița nu se simțea bine, a, a fost dusă de urgență la spital și medicii de acolo nu au putut-o ajuta, ci i-au rugat pe cei de la Copenhaga, care au trimis de urgență un elicopter și a fost transportată fetița la Copenhaga. Medicii au epuizat toate tratamentele medicale și fetița nu și-a revenit. Însă noi am fost alături de greu încercata familie și frații preoți au mers regulat și au împărtășit-o pe fetiță și marele doctor a tămăduit-o în chip minunat într-o rugăciune o sârduitoare a Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon și a celor sfinți doctori și tămăduitori. Și dacă medicii erau foarte sceptici și au epuizat toate tratamentele, iată, marele doctor și Mântuitorul Iisus Hristos și-a arătat mila, fiindcă fetița care era bolnăvioară cu inima, în cele din urmă s-a făcut bine și au externat-o. Iată, cu adevărat, viu este Dumnezeu întru Sfinții Săi, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preibiții mei, cu mare bucurie am revenit în mijlocul frăților voastre, pentru a-L prăznui aici la Nicio Bing Falster, pe Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, care ocrotește comunitatea noastră euharistică. De fiecare dată, la liturgia de hram, v-am vorbit pe larg despre Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, pe care eu l-am cunoscut citindu-i viața și acatistul din fragedă vârstă, deoarece în satul meu natal Năsăudean, sper Dumnezeu, și în toată zona de la poalele munților Țibleș, Sfântul Mare Mucenic Pantelimon este sărbătorit cu foarte multe vlavie și bucurie, fiind considerat și ocrotitor al pășunilor și al gospodăriei țărănești. Cu toate că nu este înscris în calendar cu cruce roșie, este înscris cu cruce roșie în calendarul inimilor, în multe locuri ale țării noastre și vă mărturisesc că la mine în sat și în toată zona această sărbătoare este ținută prin săvârșirea dumnezeștii liturghii la biserică și prin nelucrare la câmp și acasă. De aceea mi-a fost tare drag Sfântul Mare Mucenic Pantelimon de Mic și am crescut împreună cu el, și m-a minunat în mod deosebit atunci când a fost convertit la creștinism prin evlaviosul preot Ermolae din cetatea Nicomidia din Asia Mică. El s-a născut într-o familie foarte înstărită, tatăl său, Eustorghie, era senator, păgân, iar mama sa, Euvula, era creștină. Și după ce a studiat medicina, și a devenit un medic foarte apreciat, ajungând ca să-l trateze și pe împăratul Maximinian. L-a întâlnit în chip minunat pe preotul creștin Ermolae din cetatea Nicomidiei și acesta i-a spus, la ce folosește știința dacă ne pierdem mântuirea, dacă ne pierdem sufletul? Și l-a propovăduit pe Mântuitorul Iisus Hristos și l-a îndemnat să citească dumnezeștile Evangheliei. Și, sigur, fiind și mama lui creștină, Euvula, care a avut o influență puternică asupra sa, a încercat timid să se apropie de Mântuitorul Iisus Hristos. Însă Domnul l-a câștigat atunci când a întâlnit un copil mușcat de o viperă și nu știa cum să-i salveze viața acestui copilaj. Neavând niciun medicament la îndemână, copilul se zbătea între viață și moarte și atunci Pantelimon, cu foarte multă evlavie, a spus Prea milostive Hristoase, doctorul sufletelor și al trupurilor, tămăduiește pe acest copil care este în de moarte. Și Pantelimon nu era botezat, nu era creștin. Însă Dumnezeu și-a arătat mila și nu doar că l-a tămăduit pe copil, ci a fost nimicită și acea viperă care era în preajmă, ca să nu, nu, muște și să omoare și alți oameni. Și văzând această minune, tânărul Pantelimon s-a convertit la creștinism și la botez și a schimbat numele, fiindcă el înainte de a fi botezat se numea Pan Toleon, adică cel puternic ca un leu și a primit la botez numele Pante Limon, care se tâlcuiește din limba greacă cel întru toate milostiv și împreună cu preotul Ermolae și cu ceilalți slujitori din comunitatea creștină, Ermip și Ermocrat, dădea slavă a tot milostivului Dumnezeu și medicii din Briaslă au aflat că este creștin și l-au denunțat din invidie la împăratul persecutor de atunci, Maximinian, care deși îl prețuia și îl proteja pe medicul său, nu l-a putut apăra, fiindcă Pantelimon nu s-a dezis de creștinism. L-a mărturisit pe Mântuitorul Iisus Hristos, însă înainte de a fi supus la multe casne mucenicești, l-a convertit la a și pe tatăl său, Eustorghie, atunci când a săvârșit o minune nemai întâlnită și a vindecat prin puterea rugăciunii, chemând în ajutor pe Marele Doctor, pe Mântuitorul Iisus Hristos, a dăruit vederea unui orb din naștere și odată cu orbul vindecat, s-a botezat și tatăl său Eustorghie și apoi s-a strămutat la veșnicele lăcașuri, iar toată averea pe care a moștenit-o de la părinții săi bogați, tânărul limon, a împărțit-o săracilor. Și sigur, în cele din urmă a fost supus unui interrogatoriu, nu s-a lepădat de Mântuitorul Iisus Hristos, ci cu foarte multă fermitate a mărturisit credința creștină și în cele din urmă a fost supus la foarte multe chinuri, așa cum au fost torturați și alți creștini din comunitatea eucharistică martirică a Nicomidiei, pe de o parte au fost decapitați preoții slujitori, îndrumători ai tânărului Pantelimon, Ermolaie și Ermip și Ermocrat, după care au fost martirizați foarte mulți creștini din Nicomidia în ziua de Crăciun, au fost arși de în biserica din Nicomedia câteva mii de martiri pe care noi îi prăznuim în fiecare an pe 28 decembrie. Și a fost martirizat însuși episcopul comunității creștine din Nicomedia Sfântul Ierarh Martir Antim, pe care îl prăznuim în fiecare an la data de 3 septembrie. Așadar, comunitatea creștină din cetatea Sfântul Mare Muceniște Măduitor Pantelimon a fost o comunitate martirică prin excelență, fiindcă aproape toți creștinii au fost martirizați primind cununa cea neveștejită a muceniciei. Preibiți mei, Sfântul Mare Muceniște Măduitor Pantelimon a săvârșit și în timpul vieții sale pământești și după proslăvirea sa foarte multe minuni. Eu însumi am fost ajutat de câteva ori de Sfântul Mare Mucenic și de Măduir Torpante Limon, și una dintre minuni am și consemnat-o în cartea mea recentă, intitulată În misiune pe Tărâmul Vikingilor, mărturile unui episcop pelerin. Mă aflam în pelerinaj la Muntele Athos și am avut o neputință trupească și în cele din urmă am fost tămăduit în chip minunat de Sfântul Mare Mucenic și tămăduitor Pantelimon. Îi ajută pe atâția credincioși, Sfântul Mare Mucenic și tămăduitor Pantelimon, aici și pretutindeni, prea mei. În urmă cu câțiva ani, tocmai în timpul liturgiei, am primit vestea cea bună că Teodora, copii la foarte a părinților Ștefan și Bogdana din Copenhaga, a fost tămăduită în chip minunat. Și eram chiar aici, la Dumnezească Liturghie, cinstitul pe Sfântul Mare Muciniște Măduitor Pantelimon, înaintea icoanei făcătoare de Binea Maicii Domnului, mângâietoarea celor întristați. Și tocmai în timpul liturghiei am primit vestea că Teodora, copilița bolnavă, a fost destubată și a început să respire singură. Și am dat slava tot milostivului Dumnezeu că a fost tămăduită de marele doctor de Mântuitorul Iisus Hristos într-o mijlocirea Sfântului Mare Muciniște Mântuitor Pantelimon. Însă acum vreau să vă dau o altă veste bună. Ne-am rugat neîncetat pentru o altă fetiță de câțiva anișori, Eva, care a fost transportată cu elicopterul în primești de moarte din peninsula Iutlanda la spitalul pediatric din Copenhaga. Vă aduceți aminte? Fetița nu se simțea bine, a, a fost dusă de urgență la spital și medicii de acolo n-au putut o ajuta, ci i-au rugat pe cei de la Copenhaga, care au trimis de urgență un elicopter și a fost transportată fetița la Copenhaga. Medicii au epuizat toate tratamentele medicale și fetița nu și-a revenit. Însă noi am fost alături de greu încercat a familiei și frații preoți au mers regulat și au împărtășit-o pe fetiță și marele doctor a tămăduit-o în chip minunat într-o rugăciune o sărduitoare a Sfântului, mare mucenic și tămăduitor Pantelimon și a celor alți sfinți doctori și tămăduitori. Și dacă medicii erau foarte sceptici și au epuizat toate tratamentele, iată, marele doctor și Mântuitorul Iisus Hristos și-a arătat mila, fiindcă fetița care era bolnăvioară cu inima, în cele din urmă s-a făcut bine și au externat-o. Iată, cu adevărat, viu este Dumnezeu într u Sfinții Săi. Și pentru aceasta trebuie să mulțumim prebiții mei și să înțelegem că celui care crede toate îi sunt cu putință. Sfântul Mare Mucinic, și tămăduitor Pantelimon, l-a mărturisit pe Mântuitorul Iisus Hristos într-un climat de tensiune și opresiune. Și noi, în același climat, trebuie să avem curajul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, trebuie să avem credința fermă a Sfântului Mare Mucenic Pantelimon și trebuie să mulțim rugăciunea așa cum a mulțit-o El și să ne punem toată nădejdea în Domnul, fiindcă celui care cere, toate îi sunt cu putință. El ne spune, cere și se va da, bate și se va deschide, caută și vei afla. Așadar, să cerem cu o sârdie ajutorul Domnului așa cum l-a cerut în vreme de primejdie. Și Sfântul Mare Mucenic Pantelimon și prin puterea rugăciunii și a Harului Dumnezeesc a vindecat și vindecă pe cei care sunt în neputință sufletească și trupească. Noi credem și mărturisim că ceea ce este cu neputință la oameni, este întotdeauna cu putință la Dumnezeu. Așadar, scump frate și scumpă soră, sus să avem inimile, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.